Dragi telespectatori, bine v-am regăsit și vă rog să fiți foarte atenți la ceea ce vom discuta astăzi, fiindcă e vorba despre viața noastră a tuturor. Am în mijlocul nostru un medic deosebit și pe lângă faptul că este și medic, are și un anumit har. Este vorba de doamna doctor Elena Truță, care vă va explica anumite lucruri de care dumneavoastră trebuie să aveți o grijă deosebită pentru a vă menține starea de sănătate și pentru a vă reface starea de sănătate. Doamna doctor, aveți aceste preocupări în afara medicinei pe care dumneavoastră ați studiat-o. Vă rog în câteva cuvinte să ne expuneți cum ați ajuns pe lângă medicina alopată, medicina de stat sau medicina, cum se mai spune, vă ocupați și de o altă medicină, o medicină tradițională, o medicină naturală, care pe lângă cealaltă ați făcut ca mii și mii de pacienți pe care i-ați avut să-și refacă starea de sănătate și să fie în mijlocul familiei. Bună ziua și bine v-am găsit! Ordinea a fost invers. Am făcut întâi facultatea de medicină, deși acesta a fost un vis al meu din copilărie, asta mi era vocația. Spuneam că vreau să devin doctor chirurg și cântăreață de muzică ușoară. Și să știți că am și cochetat, dar n-am ajuns cântăreață, dar am și cântat. Dar ați ajuns medic. Am ajuns medic de suflet, minte și trup. Deci cam asta ar fi ordinea. Și chiar așa s-a și întâmplat. Întâi nu am fost pe drumul meu, pe cărarea mea, cum se spune. Vedeți, este foarte bine să ne urmăm chemarea, vocația, da? E bine să lăsăm copiii să meargă pe drumul lor acolo unde simt ei. Nu mi-a impus nimeni, dar am făcut întâi ASEU. Era la modă în timpul ăla să mergi la ASEU. Nu știu, nici nu știu de ce am optat pentru, am avut această opțiune. Cert este că n-am fost prietenă nici eu cu facultatea, nici ea cu mine. Am terminat-o, am și lucrat, dar nu mi-a plăcut. Așa și, vedeți, există cât un moment în viața noastră în care ți se schimbă calea, drumul. Deci este ca și cum, știi, nu ești pe calea ta, da? Ia-o pe aici, că pe aici e menirea și să-ți faci tu treaba și menirea pentru care am venit aici pe pământ. Astfel încât a fost așa la 180 de grade, da? Schimbarea radicală. Este foarte adevărat că harul îl aveam de mică, dar nu-l conștientizam, așa cum mulți dintre noi, până în 7 ani, să știți că toți copiii au această deschidere, da? Dacă este cultivată sau dacă merge mai departe, da? Cam la 7 ani se închid cumva aceste căi spirituale, aceste căi de clar viziune, de intuiție, de telepatie, deci toate abilitățile acestea sunt ale noastre, nu este nimic, dar spre exemplu, eu nu pot să cânt ca Mariana Nicolescu, deși am și cântat, dar nu pot să desenez, să pictez ca un mare pictor, deși îmi place să desenez. Doamna doctor, vreau să ținem cont de un singur lucru. Nu suntem ca nimeni, suntem numai ca noi. Ca noi. Că foarte... ai făcut ca... Nu, domnule, eu am făcut ca mine. Da, și asta vă povesteam, că a fost s-au întors la 180 de grade, viața mea a fost întoarsă, da? Și atunci... Asta a fost un moment de cotitură în care chiar m-am regăsit. Bineînțeles că deci am fost autodidactă, a fost cultivat cu diverse cursuri, diverse, da, cunoștințe, pentru că trebuie să ai și cunoștințe în acest domeniu. Bun, deci am făcut facultatea de medicină Carol Davila, de medicină generală, facultatea de balneofiziochineto, deci două facultăți medicale, și am și un master în psihologie, pentru că abordarea
Eu așa consider că un medic bun trebuie să fie și de suflet, de minte și de trup. Trebuie să le îmbine pe toate trei. Numai așa poți să fii în slujba sănătății omului, abordând cele trei și nu numai trei, și mentalul, bineînțeles, da? Deci tot ce înseamnă ființa umană. Consider că medicina naturală, medicina, hai să-i spunem, complementară, eu i-aș spune, nu alternativă, da, din punctul meu, pentru că nu este normal să fie complementară, fiindcă nu poți, alternativă înseamnă albă sau negru. Da. Pe când complementar e și din alb, e și din negru, ceea ce e mai bun pentru pacientul respectiv. Așa. Eu am avut discuții foarte importante, fiindcă pot mă laud un pic acum, când s-a dezbătut această lege a terapiilor complementare alternative, fiindcă n-am putut să scot din titulatură și alternative, am făcut parte din delegația care a susținut această lege și am spus, domnule, nu se poate, dacă pacientul acut trebuie să ia o pastilă, fiindcă asta acționează rapid, îi dăm pastila. Dacă el trebuie să fie operat, acum îi dăm așa ceva, fiindcă prin celelalte metode, ele acționează, dar acționează în timp, nu instantaneu. Și atunci trebuie să combinăm ce este mai bun pentru pacient în momentul respectiv. Așa ceea ce mi se pare normal. Da, nu se poate nega una pe cealaltă, pentru că dacă există o situație de risc, o situație chirurgicală, urgentă, da? Deci nu ne jucăm cu viața omului. Și în general, prin toate emisiunile în care am încercat să aduc un plus de cunoștințe sau să mă fac înțeleasă și pe această temă, am afirmat mereu că medicina complementară este veriga lipsă a medicinei alopate, da? Deci ceea ce îi lipsește, da, se regăsește aici. Și amândouă se întrepătrund. Deci este minunat să știi procesele fiziologice care există în organismul uman, să depistezi, da, să știi analizele medicale pe care, pentru cel care este în slujba sănătății, să aibă o direcție, da, și să facă legătura cu afecțiunea respectivă. Mai mult decât atât, mergem în structurile fine, structurile subtile care ne spun foarte multe informații, vorbim de aura noastră. Deci noi suntem ca într-un ou, da? Eu mai fac așa le mai explic pacienților, pentru că în cadrul cabinetului am două aparate de medicină cuantică care fac o evaluare totală, completă a stării de sănătate. Primul pune în evidență toate afecțiunile pe care le are pacientul și însemnând afecțiuni pe care le știe și afecțiuni pe care nu le știe, pentru că afecțiunile noastre nu apar așa mâine. Au un teren, da, de predispoziție, au, spre exemplu, diabetul, da, apare cu 10 ani înainte. Deci eu, dumneavoastră sau dumneavoastră, dragi telespectatori, putem să avem niște simptome, putem să mergem la medic să explicăm, dar analizele fiind bune, nimeni nu poate să spună diagnosticul. Vă fac o mică întrerupere aici, fiindcă în situația asta ne-am lovit și noi și le spuneam pacienților, este posibil ca în următorii 10 ani să aveți următoarea afecțiune. Ce fac pacienții? Se duc frumos la laboratoarele de medicină și fac analizele și nu rezultă nimic. Da, și vin la noi și zice că sunt că ce îmi spui mie că-s bolnav? Da. Nu ți-am spus că ești bolnav. Nu. E posibil să ai fii o predispoziție. O predispoziție dacă mai continui. Da. Și atunci venim cu niște reguli. Da. Da. Sau o predispoziție care nu știm când, da, își va spune cuvântul. Deci spune aparatul. Dar aici medicul nu poate să intervină printr-un regim alimentar, printr-un regim de viață, prin altceva și să îi schimbe stilul de viață al pacientului și să nu mai apară boala? Care medic? Vă întreb și eu acum. Medicul ăla care are deschidere către ceea ce bunii și străbunii noștri au avut dintotdeauna. Da, sunt de acord cu dumneavoastră, dar aici nutriționiștii s-ar ocupa. Și cine se duce la un nutriționist? Nimeni. Nimeni. Decât atunci când sunt persoane care sunt grase, da? Atunci când se impune un regim sau când este o boală care este mai gravă și care impune regim alimentar.
Deci, numai la impuse, eu așa le spun, la impuse. Deci, n-avem grijă, doamnelor și domnilor, n-avem grijă de noi. Deci, o spun și am spus în toate emisiunile, una din cauzele psihoemoționale ale afecțiunilor noastre, da, este lipsa de iubire, lipsa de iubire a ta către tine. Deci noi ne risipim și trăim în exterior, în griji, în cotidianul ăsta, da, care, în tumultul acesta, da, așteptăm să primim iubire de la cei din jur, da, dar noi nu ne iubim. În momentul în care o afecțiune, avem o afecțiune, atunci ai tot timpul din lume pentru tine și atunci te întrebi unde am fost în ecuația asta. Se poate, da, să fie prea târziu. Da, și mai există un aspect pe care vreau iar să-l sublinez: când este o boală gravă, un cancer, da, în acel moment persoana respectivă spune că dorește să se vindece, dar nu dorește, îmi pare rău că vă spun treaba asta, pentru că atunci ea dorește atenție, atenția pe care n-a avut-o toată viața de la cei din jur și parcă ar dori să se răzbune. Și ajungem tot la lipsa de neiubire, da? Ajungem la cauze psihoemoționale ale bolilor, pentru că și acestea trebuie luate în calcul, da? De ce ne îmbolnăvim? De ce suntem noi dușmanii noștri proprii? Noi avem celule vii. Viața este în noi, nu în afara noastră. Și tot ce se întâmplă în interiorul nostru, dragii mei, să știți că sufletul vindecă. Sufletul are această capacitate. De ce nu-i oferim noi iubire? De ce o așteptăm din afară? Și atunci cum să-și facă treaba? Sufletul este echivalent cu sistemul nervos vegetativ. El coordonează, el vindecă, da? Fiecare celulă are multe sufletele, să le spunem așa, da? Celule vii. Când noi râdem și celulele noastre râd, când noi ne bucurăm și celulele noastre se bucură. Nu, unde este bucuria și este? Nu cumva este nevoie să ne trezim subconștientul? Ba, pentru, da, a ne autovindeca? Ba da, dar subconștientul, aici avem altă discuție, subconștientul nostru doarme pe el, da, ca să mai și glumim, da, așa. De ce? Pentru că raționalul, adică mintea, da, este ca o gaiță. Deci mintea spune așa, pentru că așa am educat-o noi, da? Trebuie să faci așa, nu e bine așa, dacă vrei să realizezi ceva, dar dacă, dar stai așa că nu se poate, stai că am luat ora asta și cu mintea și cu gândul, visez la ceva irealizabil, imposibil, vreau ceva, mintea vrea cartofi prăjiți, mintea vrea torturi, mintea vrea dulce, ea nu are treabă cu nevoile și necesitățile interne ale organismului, da? Pe minte nu interesează că ai colesterolul mare, nu interesează că ai un diabet și n-ai voie să mănânci, da, dulce, nu interesează, așa ai obișnuit-o. De asta vă spuneam că mintea este ca o găiță, da? Atunci și subconștientul, partea asta a sufletului din noi, când aude de la partea rațională o dorință, zice, este ca un, așa, ca un boier așa în fotoliu cu papuci și cu trabucul și zice, mintea, na, vorbe de la minte. Dacă mai aude încă o dată cererea, mă, da, parcă vrea ceva. Și dacă aude și a treia oară, ia să vedem ce vrea. Vedeți? Mergem pe a bate la ușă de trei ori măcar, a cere de trei ori măcar, poate că mai de mult, da, și ni se întâmplă și unora, ce gândim, aia ni se și materializează în secunda 2. E, noi acum suntem în faza în care trebuie să pistonăm de multe ori ca să ajungem la... Am ajuns aici în foarte multe cazuri unde au avut afecțiuni destul de dificile, delicate, în care gândind în permanență, eu sunt sănătos, eu mă fac bine, și au rezolvat problemele chiar fără medicamente. Da, pentru că a fost afirmația pozitivă spusă prin repetiție și prin perseverență, da, pe care a primit-o subconștientul. Dar aici aș vrea să vă subliniez o formulare care mie îmi place și care într-adevăr are rezultat. Îți mulțumesc, da? Sau, mă rog, cum ne adresăm noi? Spirit infinit, creație, creator, cum vrem să-i spunem? Este comandat, atenție, fără a comanda și fără a fi chestia imperioasă,
Dar când spui că este comandat, în primul rând este la timpul trecut, da? Este o fermitate, o hotărâre din partea noastră. Este comandat ca această afecțiune, sau mă rog, hai să luăm un exemplu, este comandat să fiu sănătos, da? Să fiu. Nu o să fiu. Nu o să fiu. Este incert când spui o să fiu. Nu se știe, da? Când? Sau că sunt sănătos deja. Sunt sănătos de ieri. Deci la timpul trecut. Mulțumesc. Da? Arată-mi. Deci trebuie să și mulțumim și să ne arătăm cuvântul. Există calea. Ca să mai punctez ceva aici, toată lumea a spus de-a lungul vremii, nu vreau să fac cancer. Da? Afirmația este logică, este absolut normală, nu vreau, dar subconștientul nu înregistrează negațiile. Tăiem negația și ce rămâne? Vreau să fac cancer. Și dacă ai spus de atâtea ori, da, vreau să fac cancer, uite că se și întâmplă, vedeți cum comenzile. Deci este vorba de cum gândim, pentru că nu ne-a învățat nimeni, este vorba de a ști secretele sau, eu știu, modul cum funcționăm, nu sunt secrete, este modul nostru de a funcționa și de a gândi, practic. Eu vreau să vă propun pentru astăzi o temă. Când ne-am catuitat, că vreau să vă întreb eu acum. Nu. Așa, o temă, eu îi spun, foarte importantă. De ce? Pentru că 99% din afecțiunile noastre au la bază această cauză. Și am să încep prin boala pălărierului nebun. O să mă întrebați, ce mai e și asta? Ce mai fi și asta, boala pălărierului nebun? Deci, pornim de la faptul că pe vremuri, de fapt nu pe vremuri, este o boală care se încadrează în medicina muncii, în procesul de fabricație al fetrului, că pălăriile se fac din fetru, este folosit mercurul, care la temperaturi foarte înalte, când este încins, da, acei aburi, da, ai mercurului au fost inhalați de persoanele care lucreau în breazla aceasta și ajungeau nebuni. De ce? Pentru că mercurul, putem să-i spunem și argintul viu, pentru că este același lucru, aceeași denumire o regăsim și în tratatele din chimie, are afinitate către creier. Deci puteți găsi pe YouTube, în timp real mor neuronii, există un filmuleț în care se vede cum mor neuronii în prezența mercurului. Pur și simplu, sinapsele, neuronii, se atacă și teaca mielinică. Teaca mielinică este, cum avem noi aceste fire, cabluri, plasticul acesta este protecția neuronului, da? Și a axonului. Dacă nu mai există, normal că s-a făcut leziunea. Bun. Și de aici avem foarte multe cazuri de Alzheimer, da? De Parkinson. Apropo de Parkinson, eram studentă la neurologie și ne puneam să facem fișe și scriam acolo profesia, da? Mediu toxic, dacă a lucrat în mediu toxic pacientul. Era un pacient care avea Parkinson, care scriam noi acolo că a lucrat la Slatina, deci mediu foarte poluat cu aluminiu. Da? Și aluminiu. Nu vorbim numai de mercur, vorbim în general de metale grele. Astăzi am vrut să mă axez un pic mai mult pe mercur, dar pe metale grele. Bun. Ce făcea acest pacient? Era într-o stare avansată. Medicamentele pentru Parkinson nu-și mai fac efectul și chiar am întrebat și eu de ce s-a obișnuit organismul, trebuie schimbată doza. Nu, mi-a răspuns profesorul, pentru că boala avansează, da? Levodopa, tratamentul este o serotonină și atât, nimic mai mult. Și zic, bun, dar dacă acest pacient a lucrat în mediu toxic, de ce nu scoatem cauza, da? Aluminiu. Că logic, este de aici, este boală profesională. Elena, te rog frumos, noi aici ne ocupăm de problemele capului. Eu nu știu medicina muncii. Deci, și atunci dumneavoastră cum erați pregătită mai departe ca să rezolvați problemele pacienților dumneavoastră dacă profesorul nu știa? Nu. Aici am vrut să... Nu vreau să
arunc un noroi în, da, sau să blamez pe cineva, vreau să spun că medicina alopată are limitele ei. Medicina alopată lucrează după un protocol medical, ești la neurologie. Asta este protocolul, asta este. Nu există conexiune, nu există privit omul în ansamblu lui, da? Nu există între discipline. Fiecare este cu protocolul respectiv, da? Nu contează că tratamentul ăla face rău și atacă alt organ. Bun, haideți să revenim la intoxicația, la pălărier, da. Bun, deci vă spuneam că atacă, da, neuronii, mor neuronii în prezența mercurului. Avem cazuri, cazuri peste cazuri, se mulțesc pe zi ce trece, Alzheimerul este în floare. România este plină, doamna de Alzheimer. Doamna doctor, dumneavoastră vorbiți de pălărier. Da. Eu știu că în tipografie înainte se folosea plumbul, care avea și el efect asemănător cu al mercurului, nu? Da, nu atât de... Nu atât de... Sever. Dar sunt persoane care n-au lucrat nici pălării, n-au lucrat nici în tipografii și totuși le apare acest argint viu. Din popor se spune că sunt anumite persoane care cunosc anumite reguli și de a oferi, nu știu prin ce metodă, cum, apariția mercurului viu în corpul persoanelor respective. Despre asta aveți ceva idee? Puteți să ne spuneți ceva? Da, sigur că da, și știe toată lumea ce spun eu aici. Nu spun Hai să vedem dacă povești. Știe toată lumea, dar să da. Ne spuneți dumneavoastră că poate sunt persoane care nu cunosc lucrul acesta. Bun. Și poate ar trebui să se și ferească într-un fel. Da, deci spuneam că sunt căi. Da, de inhalare, de surse de contaminare, care sunt sursele din mediul muncii, deci de la locul de muncă, așa. Și aici vreau să fac o mică paranteză, chiar să vă spun un caz care chiar era, a fost vărul meu, pentru că a decedat între timp. Lucra la metrologie, unde toate aparatele sunt se utilizează mercurul, da, în toate aparatele, de taxat, de peste tot. Bun. S-a spart o sticlă de mercur de un kilogram, mercurul a fugit, s-a împrăștiat, că de-aia se numește argintul viu, este și argintiu, este și solid și lichid și fuge exact, da, ca argintul viu. Deci nu l-au mai găsit, n-au putut să-l culeagă sau era și mai periculos dacă l-atingeau, pentru că se poate fi contaminarea și la nivelul tegumentului prin piele. Așa, și el avea în acel moment un cancer la nas, un carcinom pe care nu l-a băgat în seamă. Eu i-am spus, povestindu-mi, da, ce se întâmplase, i-am propus să-și curețe celulele, organismul, pentru că se duce în sânge, se duce peste tot, da? Și a murit de cancer de metastaze la rinichi. Deci, ce concluzie putem să tragem? Produce cancer. Asta este intoxicația într-un contact direct cu metalul. Bun. Putem să luăm din alimentație. Altă sursă de contaminare. Peștii mici se hrănesc cu plancton. Planctonul este în mări și oceane. Peștii mari fiind, se hrănesc cu peștii mici și atunci au o mare cantitate de mercur, iar acest mercur nu dispare prin niciun procedeu termic. Și atunci, noi îl ingerăm. Dar de unde vine mercurul ăsta? În oceane, în mări? Face parte din natură, din ecosistem, da, în plancton. El există și în natură. Și peștii au capacitatea, da, de a-l acumula. Păi, dacă se hrănește peștii mici direct cu plancton, deci îl asimilează, da? Peștii mari cu peștii mici și un pește mare are o cantitate. Și din deversările, din accidentele care au loc. Mi se pare că am avut și la noi în țară. Dunărea a fost... intenționate, nu? Intenționate, da. Da. Cert este că la un moment dat toată Dunărea era, acum câțiva ani chiar a fost cazul, era contaminată, da, de metale grele și își puneau cei care chiar se hrăneau, da, din, la Dunăre, în Dobrogea cu pește, ce mă fac, aia este hrana mea de bază. Bun, deci și tot așa acumulăm, dar de multe ori eu găsesc doze foarte mari la pacienți, deci dacă ai mânca, ai fi pescar, să zicem, și dacă ai mânca un ocean de pește, cred că n-ai aduna atâta cantitate de mercur în organism. Deci mai avem și o altă cale, da? O cale, hai să-i spunem, cu intenție.
cu dedicație ocultă, da, pe o cale ascunsă, dar este cu dedicație pentru om, da? Și îmi asum ceea ce afirm, să știți, pentru că în general pacienții știu, simt, da, mai ales că își fac un set de analize în care sunt perfect sănătoși, nu au absolut nimic, iar starea lor se degradează, nimeni nu poate să le pună un diagnostic, să le dea un tratament, da? Și din auzite, din, mă rog, și ce mai simte fiecare, da, înclină să creadă că ar avea da, și alte cauze. Cauze oculte, cauze intoxicația cu argintul viu. Mă întrebați dacă sunt adevărate. Da. Deci, și cred că în proporție de, deci multe persoane cred că știu, dar refuză să creadă. Cred că multe persoane au văzut cum vine, uite așa, intră și prin perdea și prin geam. Vă dați seama ce zic eu aici? Deci este, are o componentă pe care noi oamenii de știință nu o cunosc. Da? Noi știm foarte puține elemente despre acest metal. După mine, primește informație și o și execută. Pentru asta trebuie să ai memorie și trebuie să fii un pic ca o ființă vie, da? Doamna doctoră, permiteți-mi să vă întreb. Să zicem că cineva are capacitatea aceasta de a trimite argintul viu unei alte persoane, ca oricum nu este lângă ea și se află la kilometri, zeci, sute sau mii, da, de kilometri. Cum poate să o facă? Cum poate, cum să, poate o facă? Să ajungă la persoană? Exact. Simplu. Deci trebuie să aibă ceva de la persoana respectivă și asta înseamnă o poză. Asta înseamnă numele, asta înseamnă un fir de păr care este ADN-ul nostru la distanță. Deci, o persoană cu intenții rele, dacă dorește să ne facă rău, da, ne poate face de la distanță. Noi putem să percepem în planul acesta, în acest moment, spre exemplu, putem să percepem o durere în inimă, fără să facem infarct, fără să avem absolut nimic. Da? Putem să percepem că suntem scurși energetic. Da? Se întâmplă fenomenul de vampirism, da? Bun, ce se întâmplă în acest moment? Avem un câmp energetic, noi suntem ca într-un ou. Fizicul nostru îl asemuim cu gălbenușul unui ou, da? Aura noastră cu albușul oului, iar la marginea câmpului energetic avem, cum este coaja oului, aceasta reprezintă protecția noastră. Protecția este spartă, da? Și atunci există calea liberă, da, de a ajunge către noi tot felul de agresiuni energetice, inclusiv acestea. Dar ce vine din interiorul nostru, pentru că avem și noi partea noastră de vină, da? Nu, eu chiar discut cu pacienții mei, 99% și noi suntem vinovați, da? Pentru că permitem, da? Și pentru că întindem un covor roșu, pentru că nu gândim cum trebuie, pentru că ne este frică, pe frică intră absolut tot, da? Când îți este frică de înălțime, de ploaie, de tune, de fulgeri, de atacuri energetice, da? Pe frică. Frica scade vibrația energetică a organismului. Și scade, da? Protecția. Așa, și scade și protecția, da? Deci ce ne face să fim iubirea? Sentimentul de bucurie, de iubire, da? Deci aici suntem noi deficitari și în gândire, și în comportament, și pentru faptul că nu ne iubim pe noi. Aici este marea cheie și noi iubim celulele astea din interiorul nostru care au viața, aici este sufletul nostru, da? Sufletul vindecă. Bun, de unde ia mercurul ăla de-l trimite? Acum, știți, îl face mental? Nu, haideți să vă spun, am fost într-o emisiune invitată la Antena 1, o emisiune în care a fost cazul Borcea discutat. Doamna Borcea a vrut să vină la mine de vreo 3 ori, dar probabil că a avut diverse blocaje. În final a trebuit să vină. Așa, sau mă rog, da, nu. Cert este că ne-am întâlnit în această emisiune, da, pe Calea Undelor. A fost la AKH și acolo, prin aparatura de medicină cuantică, i s-a determinat, cum am și eu această aparatură, da, i s-a determinat intoxicația cu mercur, da, cu argintul viu. Ce i s-a mai determinat doamnei atunci a fost formol. Un pic de formol trebuie persoanei, da, ca să moară. Bun. Doamna a zis că o să vină la mine să-și facă analizele după tratament. Dar vreau să vă spun că într-un plan secund era un reportaj pe care un reporter îl lua
mi se pare, fetei, fata... Nu dați nume, nu dați nume. Mă rog, da. O persoană care se ocupa de ocultism, să-i spunem, da? Așa, și care a zis așa, doamna Borcea trebuie să vină neapărat la mine, da, pentru că numai la mine va avea rezultat și să știți că nu este așa o chestie, și a zis, vă argumentez și de ce, uitați că de la 7 ani eu umblu cu mercurul în mână, îl vedeți, vreți să vă arăt acum cum îl trimit? Deci postul a luat amendă pentru, da, reporterul a zis, nu. Deci, cred că este cel mai concludent, ziceți, caz, da, cum se trimit. Nu mă întrebați care sunt modalitățile și asta nu știu. Cert este că eu mi-am pus întrebarea de ce și omul bun și omul care este mai puțin bun și omul care gândește bine și omul care este rău, să spunem, da, că parcă ne înrăim pe zi ce trece mai mult, din păcate, este intoxicat cu argintoriu sau cu mercur. Deci nu există un baraj. Asta este deducția mea rațională. Pentru că de 27 de ani, da, de când îmi calcă pacienții pragul, îmi pun această întrebare și raportul acum 27 de ani era în felul următor. A treia persoană din, da, nu găseam că nu are această, da, intoxicație cu mercur sau cu argintul viu. Acum, da, abia a 25-a, da, are un organism curat care nu prezintă nici măcar o amprentă, da, a vreunui metal. Bun, am înțeles până aici despre ce este vorba. Ce faceți dumneavoastră ca să ajutați aceste persoane să eliminați argintul viu? Păi mai întâi de toate eu aș vrea să vă spun și să o luăm așa ca o radiografie a corpului nostru ce boli produce, da? Este, cred că mai și ce simptome, da, pot fi. Deci, nu mă interesează drumul pe care mergeți. În final să ne arătați okay, cum puteți ajuta, da, pacienții. Da. Bun. Deci, în primul rând, v-am spus, produce Alzheimer, da, și Parkinson. Deci mor neuronii în prezența acestui metal și în prezența aluminiului, deci la fel, da, și în prezența plumbului. Toate fac un amalgam din care celulele noastre sunt, cum să vă spun, pietrificate, sunt ruginite, parcă au rugină pe ele și nu-și mai fac schimbul de nutrienți. Pot genera probleme oculare, avem ceață pe ochi, da? Pot genera glaucom, cataractă. Organul nostru vizual este și el tot un organ al sistemului nervos. Probleme la nivelul urechilor și aici facem legătură, urechile, să știți, sunt ferestrele, da, de comunicare a rinichilor, deci din medicina tradițională chineză. Bun, și atunci când avem și probleme, deci auditive în sfera orele, ne ducem la rinichi. De ce? Pentru că acolo va fi o foarte mare cantitate de mercur. De ce? Nefronii noștri sunt tot celule nervoase. Deci nefronii rinichilor, asta reprezintă. Medicina tradițională chineză spune că sunt prelungirea creierului. În Biblie spune că sunt rărunchii tăi. Și ei, de fapt, sunt legătura noastră cu universul, da? Că nu iertăm, să știți că acolo sunt blocajele pe plan psihoemoțional. E, ce se întâmplă? Mor nefronii, nu se mai poate procesul de filtrare, nu mai există și pacientul ajunge la dializă. Deci, vedem, da, cauzele dializei, da? Și sunt foarte multe persoane care fac dializă la ora actuală. Bun, din punct de vedere medical și din punct de vedere al analizelor pe care le fac aceste două aparate de medicină cuantică, după cum vă spuneam la început, există partea de prin testări simple care nu sunt invazive, pune în evidență toate afecțiunile pe care le avem, cele pe care le știm, cele pe care nu le știm și cele în curs de apariție.
partea energetică a organismului, adică pierderile energetice din fiecare sistem și organe, sau surplusul energetic, vorbim și de surplus, acolo când este acumulare, da? Acolo se formează, se condensează materia și formează formațiuni tumorale, da? Chisturi, tumorii, bun, determină paraziții, determină virusurile, determină bacteriile, și vreau să vă spun că virusurile, paraziții au în compoziție și virusuri, au și bacterii, au și metale grele. Deci avem altă țintă, da, de tratament, să curățăm organismul, pentru că principiul este scoate cauzele ca organismul, da, să rămână curat, ai grijă de el, da, tot timpul să rămână într-o stare de echilibru, nu bombardat, da, cu din toate părțile, da, nu numai alimentar, da. Bun, paraziții, să știți că reprezintă o cauză majoră chiar și a cancerului, dar despre asta vă promit că vom dezvolta subiectul în altă emisiune. Ce mai scoate acest aparat? Partea de aură, unde se vede în aură cum aura este franjurată, parcă este, eu zic, glumesc așa, mâncată de șoricei, da? Deci nu mai este întreagă și atunci este normal că bateria ta, dacă nu mai este încărcată, în momentul acela ai scurgeri energetice, n-ai vlagă, n-ai putere, n-ai energie, n-ai poftă de viață, ai depresie. Mercurul dă depresie. În România este într-o fază depresivă, așa, depresie mascată, depresie severă, toate formele de depresie. Dă și schizofrenie, normal, că este atacat și mentalul și sufletul, de fapt, este chiar o boală a sufletului, chiar așa se și numește. Și atenție, noi nu avem grijă de noi, bolile sufletului dau cele mai grave afecțiuni. Bun, mergem mai departe. Ce mai emite acest aparat? Ce ne mai relevă? Chakrele. Sunt aceste organe energetice care, printr-un câmp de torsiune, ne aduc energia din exterior, o trimit mai departe meridianelor energetice. Avem 12 meridiane energetice de bază, care corespund celor 12 organe. Deci, vedeți, vă spuneam la început de legătura în medicina alopată cu medicina tradițională. Da, tradițională, naturistă, cum se leagă, da, argumente, da, sunt pe aceste meridiane, se fac și acupunctura, da, ai desfundat meridianul, va ajunge și energia la organ, da, deci suntem un tot unitar, asta înseamnă o abordare holistică. Mergem mai departe, da, aura, deci vă spuneam de chakre, da, care trebuie să funcționeze la capacitate maximă, la capacitate optimă. Ele sunt închise de obicei, da? Sunt închise, sunt, pot să fie și deplasate, pot să fie rupte, deci și acelea trebuie să reparate. Când pacientul vine la mine, îi trebuie să reparații capitale, eu chiar așa zic, da? În interior, da? Și pe exterior. În interior curățăm celulele, le curățăm și de metale grele ca să poată să-și facă funcțiile, da? De-abia după aceea venim și reparăm pereții, doamna doctor, și așa mai departe. Spuneți-mi și mie, vine pacientul la dumneavoastră, da, îi spuneți toate lucrurile acestea, sunt din ei care sunt de acord cu ce le spuneți, dar sunt și din ei, din cei care, du-te, ne coțăm penile cu prostiile tale de aici. Cum îi faceți pe aceștia să înțeleagă acest lucru care este adevărat? Da. Eu, pe mine, nu trebuie să mă convingeți, da, da, că eu, da, cunosc lucrul acesta. Unii pacienți știu. Unii pacienți știu și nu vin direct să-mi spună, dar vine al doilea aparat, da? Care elaborează 37 de buletine de analiză medicală, ca și cum omul merge la 37 de subramuri medicale, da? Însemnând cardiovascular, cerebrovascular. Deci, dar nu, o clipă. Nu, acum vă întrerup, eu că nu. Ba da. Spuneți-mi și mie, acest al doilea aparat, da, în cât timp vă dă aceste buletine de analiză? În cât timp? Într-o oră, în 5 zile? Nu. Da? Nu. Da. Deci el face măsurătorile, da? Și are și ca rubrică, da? Metalele grele le măsoară în și organism. Și asta vi le duc, să zicem, așa instantaneu în momentul, da, respectiv. Da. Deci, după ce a preluat datele. Deci unde vreau să, da, ajung? Dacă mă duc să-mi fac aceste analize la un laborator, da, obișnuit. Durează medic, mult. Durează până la 6 luni. Da. La 6 luni de zile. Da. Mie mi se dă buletinul și eu trebuie să dau pacientului tratamentul. Dar eu dau tratamentul la 6 luni după ce boala a evoluat. Da.
Pe boala ce el o avea în urmă cu 6 luni de zile, deci acel tratament nu mai este valabil pentru pacientul meu când îl dau. Pentru că ea a evoluat. Pe când cu aparatura dumneavoastră... Da, da, da. Este metoda rapidă de determinare și fără marjă de eroare. Fără marjă de eroare. Să știți că am avut pacienți care au vrut să facă această analiză, au făcut-o la o clinică care făcea numai explorări funcționale și analiza a fost trimisă în Germania. Rezultatul a venit, cote maxime, da, în organism ale intoxicației cu mercur și a zis și eu acum ce fac. Și a costat destul de mult. Vorbim și de partea financiară, da? Dacă costă 500 de euro o astfel de analiză și după aceea te uiți la ea și zici încotro mă duc pentru că clinica, noi atât am putut să facem mai departe? Nu știm. Descurci. Te descurci. Bun. Este fără eroare, da? Asta vă spun. Și aparatul determină nu numai intoxicația cu mercur, determină și intoxicația cu plumb, cu cadmiu, cu arsenic, cu aluminiu. Am găsit și taliu, o travă de șobolani. Nu știu de unde. Oricum, șobolanii sunt... Sunt peste tot. Sunt gras, sunt bine hrăniți, mai ales în supermarketuri, da? Bun. Deci, după care... Ce îmi conferă mie aceste valori pe care mi le dă aparatul? Ce conexiuni fac? Păi vorbeam de rinichi, unde dacă proteinuria este crescută, da? Și acest parametru mi-l indică aparatul, și creatinina, ne îndreptăm către o insuficiență renală, dar când proteinuria este crescută, sigur există metale grele. Ați avut pacienți cărora le-a dat aceste buletine de analiză n-au crezut și au revenit după o perioadă de timp ca să îi și tratați? Nu, au acceptat din start. Chiar toți? Nu vine să cred. Ba da, majoritatea. Unii au venit pur și simplu să văd și eu ce am, alții au zis, doamnă, mă speriați cu câte îmi spuneți, da, depinde acum, dar eu îmi fac datoria și explic tot ce se întâmplă, da, care sunt cauzele, asta fiind o cauză. Bun, ce facem în continuare? Unii pacienți chiar știu, de multe ori încep să-mi povestească din, da, pe plan psihologic, da, din planul relațional, da? Bănuiam eu că este ceva care nu este în regulă cu mine, pentru că prea nu-i mai dau de capăt. Prea mă dor oasele, vedeți? Dureri de oase. Toată lumea are dureri de oase. Toată lumea are reumatism. Dragilor, hai să fim serioși. Ce se întâmplă în organism? Deci există un factor care, ce face? Roade cartilagiu, da? Avem osteoporoză și avem osteoporoză la vârste tinere, da? Tinerii sunt, găsesc tablouri la tineri ca la 80 de ani, eu deja sunt siderată. Și mai ales pe sistemul circulator. Ce face aceste metale grele în speță mercurul? Se pune pe vene și pe artere. Acolo mai avem de pune și de colesterol și de calciu și dacă această combinație se împietrește, da? E perfect, avem trombi, avem, da? Suntem pe primul loc în lume la infarcturi. Uitați de unde vine, da, o cauză. Bun, și mănâncă colagenul din vene și artere și atunci venele și ce o să facă? Deci, nu mai se dilată sau nu mai fac vasoconstricție și crăpă, da, infarctul și accidentul vascular. Alimentația. Da, 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 ajungem și acolo. Da, are. Ar trebui să mâncăm sănătos, practic, da. Ce numai... înseamnă din punctul dumneavoastră de vedere să mâncăm sănătos? Păi, depinde și de vârstă acum, da? Deci ar trebui să mâncăm mai multe legume, și fructele cu moderație și fructele, nu foarte multe, că au fructoză. Și asta este echivalent cu zahărul. Chiar mai multă fructoză decât ai mâncat zahăr, da? Despre zahăr știm cu toții că are un potențial carcerigen, da? În timp. Carne, cât se poate, dacă s-ar putea să mâncăm de la hrănite, da, la țară sau cum era pe vremuri, ar fi minunat. Din păcate, nu ne oferă societatea, da? Nu avem alternative. Dar eu fac și cursuri și putem să învățăm oamenii să extragă nocivitatea, da, din alimentul respectiv. Amprenta, ia gândiți-vă dumneavoastră dacă cineva care a făcut brânză, da, ciobanul ăla care a făcut brânză,
este nervos și supărat și face brânza, toată starea lui emoțională negativă o transmite, da, brânzei, iar noi, da, o introducem și ne trezim că suntem agresivi, ne trezim de unde? Deci, da, uitați, deci m-ați întrebat, este și aceasta o cale, da, pe care oamenii ar învăța să-și protejeze casa, mediul, mâncarea, da? Deci, cred că întotdeauna au fost energii, să spunem, cu informații negative, da? Oamenii n-au știut. Este și asta un mod de a trăi. Haideți să continuăm mai departe. Nu sunt de acord cu dumneavoastră, fiindcă vă și spun de ce. Eu știu de la bunicii mei, deci undeva secolul trecut, mult în urmă, mâncarea niciodată să nu o faci când ești supărat. A, asta este adevărat, da. Eu v-am dat un exemplu. Dai, da? Supărarea la o parte și te-a pus să gătești. Da, fiindcă pentru că mâncarea trebuie să o faci cu dragoste. Fiindcă altfel îi îmbolnăvești pe cei apropiați. Așa e. Dar mai ține cineva cont astăzi? Nu, nu, totul este pe fugă, într-un ritm accelerat. Da, v-am zis că avem metode dacă vrem să facem ceva pentru noi. Haideți să continuăm cu tema emisiunii de astăzi. Mergem mai departe. Deci v-am spus despre nic, despre vene și despre artere. Venele și arterele noastre, dacă le-am întinde, am înconjurat pământul de două ori, deci vă dați seama, asta este vârsta noastră biologică. Venele și arterele ne dau vârsta noastră biologică. Mergem mai departe, mergem la tiroidă. Am avut cazuri puștoaică de 10 ani cu 10 noduli tiroidieni. Deci am zis că nu este adevărat. Și cu, bineînțeles, cu hipotiroidie. Bun, într-adevăr nu provenea dintr-o zonă gușogenă, dar provenea dintr-o zonă cu potențial radioactiv. Dar la 10 ani mie mi s-a părut, și să știți că acești noduli la tiroidă, pentru ei nu există decât calea chirurgicală, nu există tratament. Era plină de mercur. Mă contrazic, fiindcă nu există singura metodă de rezolvare a nodulilor tiroidieni prin cale chirurgicală, și numai tiroidieni, și la sân, și la ovare, și așa mai departe. Folosirea biofitomodulatorilor de tip AD este o metodă și poate într-o emisiune o să și facem o comparație și o să arătăm cum aceștia dispar după câteva luni de zile, da, prin info-energetică, deci prin câmpul dat de aceste invenții. Da. Nu contest. Eu mă referam. Mai avem la 5 faptul... minute în care deci, să și okay, concluzionați. Bon. Deci eu mă referam la faptul că acești noduli, vorbesc de medicina alopată, nu are altă soluție. Deci, fetița avea aceste probleme, era plină de mercur, i-am dat acest produs, pentru că asta vroiam, că vorbeam de acest și produs tratament. Nu se vede ce este. Este o invenție. Mai avem încă genii, dragii mei, încă genii, ar trebui să le păstrăm, da? Cum sunteți și dumneavoastră, cu aport de sănătate. Lăsați-mă pe mine, că nu discutăm despre deci, mine. Vorbim aici de un doctor român, doctor Stan, care a făcut acest produs, a studiat 40 de ani problema metalelor grele și a ajuns, a făcut acest produs, care este format din magneziu coloidal și din siliciu coloidal și niște pulberi de plante. Principiul care este? Este dechelare. Dechelare înseamnă dizolvare, nu chelare, prin chelare înseamnă a răzui. Da? Mai sunt și alte produse naturiste care asta fac. De ce vă spun aceasta? Dacă nu curățăm celulă de celulă și avem 7000 de celule, peste 700 de milioane, mă scuzați, de celule în organism, da? Degeaba curățăm în câmpul energetic, luăm informația, această rugină rămâne totuși acolo, da? Și v-am spus, provoacă boli grave, inclusiv cancer, inclusiv fibroame uterine, nodul la sân, da? Paleta este mare, 99% din afecțiunile noastre sunt date de această intoxicație. Bun. Ce mai face acest produs? În afara faptului că dechelează, asta vă spuneam, deci dizolvă, ajunge în capilare. Capilarele noastre sunt acele, da, firișoare mici ale sistemului circulator, prin care acolo nu ajunge nimic, da? Când avem tinnitus, da, este clar că este acolo un vas care este înfundat, spre exemplu, da? Bun. Ajută și
pancreasul, da? Să știți că am avut cazuri de diabet. În momentul în care am scos metalele grele, n-am mai fost nevoie de insulină. Deci, rezultatele sunt spectaculoase. Dacă pacientul într-adevăr... Doamna doctor, da. Să rog eu pe telespectatorii noștri să-și iau un creion și să-și noteze. Vă rog să dați numărul dumneavoastră de telefon, un mail, ceva unde vă pot căuta telespectatorii. Da. Și atunci le veți da și indicații referitor la acest produs, da, și la multe alte lucruri pe care dumneavoastră puteți să le oferiți pacienților. Deci, dragi telespectatori, vă rogăm să notați. Telefonul doamnei doctor este? Da, 07 6 9 4 3 4 3 8 0 este telefonul de cabinet unde, da, puteți să faceți programare. O să facem o pauză de câteva secunde și îl mai repetăm încă o dată. Da. 0 7 6 9 4 3 4 3 8 0. Și dacă doriți să vă scrie telespectatorii pe mail, e-mail? Pe mail, da, Elena liniuță jos trt Tudor Radu Tudor arond yahoo.com. Mă găsesc și pe YouTube, Dr. Elena Truță. Sunt foarte multe emisiuni din care cu foarte multe explicații. Mă găsiți și pe Facebook, Cabinet Medicină Cuantică, Medicină Integrativă, Dr. Elena Truță. Dragi telespectatori, este prima întâlnire a noastră cu doamna doctor, ne vom mai reîntâlni, vă așteptăm cu drag pentru ca dumneaei să vă arate experiență, ca dumneavoastră să folosiți experiența dumneaei și să vă rezolvați problemele pe care le aveți. La revedere, o zi deosebită! Și nu uitați, vă doresc să aveți o viață cu scop și scopul dumneavoastră să fie ființa dumneavoastră și sănătatea din toate punctele de vedere. La revedere! Și eu vă mulțumesc pentru faptul că sunteți în mijlocul nostru și în mijlocul telespectatorilor.